Scurtă prezentare a modulului furnizori din programul Albasoft Expert. Evidență primară, furnizori, facturi. O caracteristică a programului Albasoft este acest tip de machetă cu un tabel principal în care găsim documentele contabilizate în luna curentă, în cazul nostru facturi, avize de la furnizori. În tabelul secundar avem detaliat documentul selectat în primul tabel, iar în partea dreaptă o bară de butoane, sus butoane specifice operațiunilor, adăugare, modificare, ștergere document, jos butoane specifice listelor. Tipizat în cazul furnizorilor înseamnă notă de recepție, în format tipizat, în cazul acesta specific gestiunilor cu amănuntul, marfă cu amănuntul. Factura, o altă formă de prezentare a unui document, conținutul unui document, specific facturilor de cheltuieli, în care vedem contarea și conținutul. Etichete, coduri de bare, printare etichete, când este cazul. Jurnale, un grup de liste, pornind de la număr și dată document. Număr și dată factură și conținutul facturii. Sinteze, un grup de liste, fără număr și dată document, cu produsele achiziționate în perioada. Centralizator, mișcări, fără număr și dată document. Aceste două butoane o să le regăsim și la clienți și la gestiuni. Neachitate, liste legate de starea achitată, neachitată, achitată parțial a facturilor. Sold furnizori, detaliat la nivel de factură sau centralizat, operativ. Furnizorul și restul de plată, cu total pe cont și total general. Adrese inventar, utile pentru confruntarea cu furnizorii. Ieșire. Opțiunea furnizor, din nou, ne permite să adăugăm, modificăm documente, dar este orientată pe furnizor. Ne alegem furnizorul, perioada și aici vom vedea toate facturile de la furnizorul ales în perioada specificată. În tabelul de jos este detaliat documentul selectat, iar în dreapta avem plățile la factura selectată. Și din nou butoane specifice listărilor. Comenzi. Aici putem genera comenzi către furnizori. Aici avem lista produselor comandate în timp de la un anumit furnizor. Putem adăuga produse. Salvare, listare, comandă. Și putem lista oferta de produse. Nu dorim 39 de pagini, dorim doar produsele achiziționate de la un anumit furnizor sau doar o gamă de produse, dacă operăm cu game, sau o clasă de produse. Tastăm
De exemplu, pentru monitoare de 17 inci, tastăm 17 și avem oferta de monitoare de 17 inci. Return, return, ieșire.